Continuă lucrările de modernizare în municipiul Slatina. În prezent se lucrează intens în cartierul Progresul, unde vor fi create noi locuri de parcare și vor fi asfaltate străzile. În zona școlii numărul 2, lucrările constau în reabilitare a stradului de asfalt existent degradat pe toate aleile de acolo, inclusiv undeva prin spatele BCR-ului. Deci e vorba de niște sensuri unice acolo, care vin în strada Sergent Major Dorobanțu. De asemenea, pentru că zona ne permite amenajarea unor parcări, s-a prevăzut în proiectul tehnic și această construcție, când sunt niște spații libere destul de generoase, care ne-ar permite să le folosim. Autoritățile spun că lucrările se vor încheia în aproximativ o lună. Peste 30 de noi locuri de parcare vor fi create pentru locatarii din zonă. Parcările sunt cam în jur de 15 între primele două blocuri, urmând ca între următoarele, tot în jur de 15-18 locuri să fie. Deci să spunem că e de ajuns și 30 de locuri. Vor fi două parcări, practic? Vor fi două parcări. Astfel de lucrări vor avea loc în mai multe zone din municipiu. Reprezentanții DASIP spun că o parte dintre ele au fost demarate ca urmare a solicitării locatarilor de a crea mai multe locuri de parcare. Iar acolo unde spațiul permite, vor fi amenajate parcări noi.